Bună, sunt Iulia Albu și bine v-am găsit la un nou episod din Verdict Iulia Albu Wow sau Bau Bau doar pe cafetele.ro. Astăzi vom vorbi despre brățări și vom începe episodul de astăzi cu Jennifer Lopez, de ce nu? Care, să spunem că are acest trademark al stilului său, caracterizat prin foarte multe bling-uri pe care le poartă. Sigur că nu încurajăm neapărat purtarea oricăror brățări, oricărui tip de brățară. Cu toate astea, atunci când alegeți să purtați foarte multe brățări, puteți opta pentru o varietate foarte largă, chiar dacă nu toate sunt extrem de scumpe, alegând doar câteva piese care, să spunem că, să fie focusul întregii ținute. În cazul de față, avem foarte multe brățări cam de aceeași dimensiune, cam de aceeași textură, în aceeași placare. Sigur că puteți să purtați așa ceva oricând și aproape la orice ținută, deși nu v-aș recomanda totuși pe plajă. Știți de ce nu e așa? Dar atunci când faceți acest lucru, este bine să nu accesorizați cu cercei foarte, foarte mari și cu, în același timp, cu foarte multe coliere, pentru că veți crea o senzație de foarte încărcat, like trying too hard. Vă chinuiți prea mult, totuși. Trecem la următoarea imagine. Avem acel tip de brățări prețioase, purtate aproximativ în același stil. Observați faptul că atât cerceii, cât și brățările fac parte din registre diferite. Nu este o greșeală să nu combinați, să nu purtați seturi. Desigur, eu nu sunt singura persoană care nu încurajează purtarea seturilor, dar puteți să optați pentru această variantă atunci când aveți mai ales o rochie într-o nuanță tare, cum este cazul aici. Firește, părul trebuie să fie prins pentru a evidenția accentele și caracteristicile fiecarei piese. Continuăm cu Sofia Vergara, care încearcă foarte rar să poarte bijuterii foarte masive. De obicei se rezumă doar la brățări sau doar la cercei sau doar la un colier. Este în regulă să accesorizați o rochie de seară cu o brățară de acest tip. Firește, o brățară de acest fel costă undeva în jur de câteva zeci de mii de euro, ceea ce o face foarte greu de atins. Nu vă recomand, în schimb, să purtați acest tip de brățară cu pietre comune, fie ele și Swarovski, pentru că veți duce într-o zonă de foarte ieftin, foarte vulgar, întreaga ținută, indiferent cât de scumpă este, de fapt, rochia pe care o purtați. Trecând la Sarah Jessica Parker, povestea este aproximativ identică cu cea a Mihaelei Rădulescu și anume nu ne place absolut deloc, pentru că aceste brățări de foarte multe tipuri purtate, mai ales în combinație cu cea, sunt atât de pase încât nici măcar ar trebui să vă treacă prin cap vreodată să le combinați. Cu atât mai puțin în contextul acestei coafuri, care este mai potrivită pentru sala de sport sau, dacă nu, un brunch cu iubitul. Mai departe, continuăm cu următoarea imagine. Aceste brățări cu multe biluțe, multe sforicele, anumite împletituri, își au rostul lor și sunt amuzante chiar atunci când nu avem un context foarte sofisticat. Dacă vă doriți un look, să spunem, ceva mai elevat, nu vă recomand această alegere, pentru că o veți duce într-o zonă casual și ușor depășită, iarăși întoarce la acest depășit. Este foarte important să înțelegem de ce anume nu orice brățară pe care o avem în cutia de bijuterii se poate purta și repurta la infinit. Motiv pentru care vă recomand puternic să investiți în brățări din os și în brățări masive cu placare din aur. Am ajuns la Giselle Bündchen, care, să spunem că readuce în actualitate acele brățări foarte fine care erau la modă în anii 90. Le mai țineți minte cele care se prindeau toate cu o singură... Aveau o singură prindere? Da. Ei bine, acele brățări nu sunt chiar atât de depășite cum ne-am fi putut imagina, mai ales dacă le integrăm în contextul potrivit. În cazul de față, ne întoarcem la ce vorbeam la începutul acestei rubrici și vă spuneam că nu este în regulă să le purtăm cu accesorii tip set, cu acest tip de creole. Firește că există o excepție și anume atunci când întreaga țintă este extrem de simplă, make-up-ul și părul sunt extrem de simple și ele, iar acestea arată pur și simplu puțin exotic. Mai departe, am ajuns la Drew Barrymore, care sigur că dă o nouă interpretare noțiunii de brățări. Adică, până la urmă, de ce să porți 3 brățări, că poți să porți 30? Eu sunt într totul de acord cu ea. Și știe să facă și foarte bine, pentru că a ales o rochie neagră extrem de simplă, a ales să pună accentul pe o față foarte, foarte luminoasă și a ales, de asemenea, acele creole despre care vorbeam. Așa cum am mai spus, aceste creole și aceste brățări funcționează doar în contextul unui machiaj extrem de luminos și natural.
mai departe avem să spunem un contraexemplu despre cum nu este în regulă să purtați acest accesoriu. În aceste imagini vedem atât de multe elemente încât pur și simplu ne este greu să ne hotărâm la ce să ne uităm. Problema cea mai mare nu este însă accesorizarea brățărilor cu cercei, ci felul în care arată look-ul, referindu-mă mai ales la machiaj și la păr. Este acea contradicție atunci când încercați să fixați centrul de interes pe mai multe zone, întotdeauna o să vă scape ceva esențial, și anume stilul. Angelina Jolie este ultima noastră oprire astăzi și nu întâmplător, pentru că Angelina Jolie poartă o simplă brățară. Ei bine, da, puteți fi foarte cool purtând o singură brățară subțire, de ce nu? Sunt Iulia Albu și acesta a fost verdict Iulia Albu. Wow sau bau bau? Vă aștept și data viitoare doar pe cafetele.ro.